Deșteptarea. Toți copiii știu că vacile sunt moși. Da. Oare de ce? Da, poate fi o întrebare Alinț. Pentru da. O altă emisiune, o altă deșteptarea de vară. Ce voiam să spun este că dacă în momentul ăsta sunteți la micul dejun și v-ați făcut așa niște ouă ochi, da, cu puțin așa. Bacon pe lângă, sau o șunculiță de porc, o slăninuță. Nu are un parizer și o șunculiță de Praga la micul dejun, nu? Parizer sau sălămior. Să știți că porcul din care e făcut parizerul ăla sau sălămiorul ăla ar putea fi hrănit cu cola. Asta dacă vine din Elveția și nu este nicio glumă. Un fermier de acolo își hrănește purceii cu cola și a explicat că băutura carbogazoasă este, atenție, cea mai importantă armă în lupta împotriva bacteriilor dăunătoare din stomacul purcelușilor. Așadar, dă cola purceilor din motive de sănătate. E un tratament, nu e așa? Ia-și tu un pahar. Interesant. Așa, groh, groh. Da? Tratamentul se desfășoară timp de 10 zile după ce se schimbă complet hrănirea nou-născuților, pentru că atunci când ești nou-născut, chiar dacă ești porc, ce poți să faci? Bei lapte, nu? Da. După care treci pe cola când te înțarcă părinții. Fiecare dintre cei 75 de purcei de la ferma elvețianului nostru bea aproximativ un decilitru de cola. Greu. 10 parte dintr-un litru. Da. A, așa, da. Mi-am adus aminte de la școală. Să trăiți, doamna învățătoare. Fermierul toarnă băutura peste hrană, iar animalele se aruncă imediat asupra ei. Că e dulce. Firesc, da. Incredibil. Dacă are zahăr, îți dai seama că toată planeta asta râvnește la zahăr, așa? Nu, și... nu este despre zahăr, Cătălin, spune fermierul, ci despre acid. Așa. Cola este foarte acidă și are un pH scăzut, protejează stomacul purcelușilor de agenții patogeni, plus că le place și combinația asta. Deci, nu mai lămurit, le dă Coca-Cola sau Pepsi-Cola? Cola. Cola, aha. Deci orice de cola. De care o fie acum, azi de seama. Prinde. Eu nu știu, s-ar putea să fie purcei pretențioși. Eu totuși vi recomand cu bere la tavă. Păi, dă-le să dea bere în loc, să bea bere în loc de cola și atunci când prăjești cărnița în tigaie, nu mai trebuie să pui bere, are exact. Deja gustul. Sau cu un vinișor. Ca. Mai știți vacile alea din Japonia, cărora li se dă niște bere, li se face masaj? Și ascultă muzică simfonică. Da, și ascultă muzică simfonică. E, uite. Ce cu purci... Nu, nu am adus aminte așa de ele. Ah, ok. Uite, în comparație, purceii elvețieni primesc doar cola. Nici nu știu unde se trăiește mai bine. Hai să ne gândim, da. Deșteptarea